Noro, prieteni, zi de content, vreo 20 de urmă făcuserăm niște stories și majoritatea de voi au scris că vor despre publicitate, despre chestii legate de promovare, neapărat o să iau în cap acest moment. Azi vreau să discutăm un subiect legat de realitatea în care noi trăim. Și anume mă refer la faptul că majoritatea companiilor au trecut pe partea de online. O parte din companii au reluat, au mărit bugetul, se întâmplă așa o migrare și ne vedem acest context pentru că agenția sau digital team care promovăm brandurile are un flux mult mai mărit în contextul ăsta. Și urmărind dinamica, am văzut câteva detalii foarte importante despre care vreau să discutăm. Partea de online este diferită de partea de offline, și asta voi știți, dar vreau să mă refer la un element. Cum noi vindem e diferit. Dacă tu vrei să lucrezi în online, tu trebuie să percepi acest domeniu ca un new business. Deci nu este ceva de genul că noi lucrăm în offline și mai prost să facem un post. O parte din companie a început să facă promovări în online, cineva chiar a migrat pe partea de e-commerce, a făcut site-uri, shop-uri, magazinuri, dar logica a rămas aceeași. E cum se zice, exemplu mare, ți-ai lua o mașină sportivă și ai merge pe sat cu dânsa la prășină. Da, adică n-are sens să intrăm în online folosindu-ne de logica din spate. Vă dau azi trei momente de care trebuie să luați în calcul dacă vreți să lucrați în online. Primul element este traficul. Traficul este total diferit de ceea ce era când noi ne promovam ca să vină oamenii în offline sau când noi ne promovam când eram și în online. Traficul trebuie să fie de 5 ori mai mult. Adică pe noi nu trebuie să ne vadă 7.000 de oameni, dar 70.000 de oameni. Nu 70.000, dar 7.000. Nu 7.000, dar 700.000 de oameni. Adică noi trebuie să avem foarte mult trafic din diferite canale. Doar așa noi putem să lucrăm în e-commerce. Voi nu puteți să lucrați în online pentru că nu hrăniți datele. Și aici intervine al doilea moment, analitica. Mulți au creat landing page-uri, au creat site-uri, au creat platforme de e-commerce și nu le ajung bani să creeze analitica. Mă refer aici la Google Analytics, la Yandex Metrica, la Facebook Pixel, mai ales Facebook Audiență. Știți când vă duceți pe AliExpress și vă uitați la husuri, pe urmă Facebook, vă ajung de urmă husurile. Asta înseamnă că sunteți în remarketing. Asta înseamnă că pe platforma corespunzătoare este instalat audiențe, este instalat evenimente care se declanșează atunci când voi intrați pe un anumit produs, pe un anumit serviciu, un anumit perioadă de timp și stați un anumit interval de timp pe platformă. Respectiv, ca să mergeți în remarketing, trebuie să aveți această analitică. Trebuie să analizați datele dacă vreți să lucrați în online. Nu puteți să lucrați cu datele din online având 3-400-500 de oameni care intrați pe site. Și asta nu este online. Și al treilea element este forma de vânzare. Oamenii nu iau decizia deodată. Dacă înainte în offline ei treceau într-un magazin și se uitau la bluză și emoțional o cumpărau, azi ei o văd ca imagine și iar și venind la analitică. Dacă voi încă nu îi hrăniți vreo 5 zile, 10 zile după ce au dat ei pe site cu niște informații despre acest maio, despre trendul, model sau despre serviciul vostru, produsul vostru, ei nu o să cumpere. Perioada de decizie s-a mărit. Respectiv, în online regulile sunt total diferite. Rugămintea mea este ca să vă gândiți, dacă mergeți în online și sunteți expert care promovează brandul, sunteți antreprenor care lansează afaceri, trebuie să luați în calcul elementul că online-ul este viitorul nostru, incontestabil și inevitabil dacă vreți, și acolo trebuie să dansăm pe regulile care ne creează online-ul. Concurența este mare, concurența este diferită și oamenii pot să compare deja serviciile, produsele, landing-urile voastre, ofertele voastre și dacă voi nu lucrați în trafic, analitică și vânzări în raport de perioadă de decizie, model de vânzare, nu oamenii sună la voi, dar voi sunați oamenii, dacă vorbim de cumpărările online, de e-commerce, atunci platformele trebuie să fie responsive, trebuie să fie friendly, user-friendly experience, trebuie să fie foarte fine. De aceea, atrageți atenția în aceste momente, pentru că asta nu este post. Asta nu este click, am pus un anunț și ne-am văzut 4.000 de oameni și că noi social media nu lucrează. Informați-vă și vedeți oportunitățile, pentru că dacă azi nu luați segmentul de online, mâine va fi mai greu să luați acest segment și să luați mai puțin. Eu vă doresc succes, dacă aveți întrebări, dați-mi un feedback. Baftă, cu voi a fost Almazan Talk și noi o să ne vedem curând.